Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică se adresează guvernanților în speță guvernului. Acum, să spunem, aproximativ o lună s-a redeschis aeroportul din Baia Mare. Trecem peste faptul că trebuia redeschis acum aproape 3 ani, peste faptul că a costat cu mult, costurile s-au ridicat până la urmă cu mult peste estimări, că sunt mai puține curse ca înainte, în fine, e bine că s-a redeschis. Problema, stimați colegi și guvernanți, membri ai guvernului, este că acest aeroport este internațional doar în acte, doar cu numele. În fapt, el nu poate să aibă curse internaționale, deoarece este nevoie de o hotărâre de guvern privind trecerea unei fâșii de teren din domeniul public al statului, în domeniul public al județului Maramureș. Partea revoltătoare este că acest proiect de hotărâre, fără de care nu se poate, se află pe circuitul intern al ministerelor de aproape 2 ani de zile. Anul trecut a primit chiar un aviz negativ din partea Ministerului Justiției condus de Tudorel Toader. Nu pot să înțeleg acest lucru, cum de 2 ani de zile un proiect de hotărâre, un simplu document, este așteptat de către atât de multă lume. De ce guvernul nu se sinchisește să redacteze această hotărâre, fără de care aeroportul nu poate să aibă curse internaționale? De ce nu înțelegeți faptul că aeroportul este extrem de important pentru maramureșeni și pentru economia locală? De ce vă bateți joc de maramureșeni? De ce nu îi respectați? De ce îi neglijați și țineți de 2 ani de zile la sertar o hotărâre? Aceasta este declarația mea și sper ca cineva să audă cele ce am spus și să rezolve această problemă. Vă mulțumesc!